Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la briefingul de presă al Guvernului. Astăzi, așa cum am anunțat, printre deciziile luate de Guvernul României se numără și cea privind adoptarea ordonanței de modificare a codului fiscal, incluzând aici, în egală măsură, propunerea ale mediului de afaceri, ale mediului asociativ, reprezentanți ai structurilor care au participat la dialogul pe care reprezentanții Guvernului l-au avut după ce Ministerul de Finanțe a prezentat propunerile. Ca atare, îl invit alături de mine pe domnul Ministru de Finanțe, domnul Adrian Câciu, pentru a vă prezenta rezultatul acestor consultări și forma finală adoptată astăzi de Guvern. Domnule Ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, bună ziua tuturor. După cum știți, România este totuși în angajament, într-un angajament de reformă accelerată pe mai multe componente, un angajament de realizare unei consolidări fiscale foarte mult timp amânate, care ne-a dus să intrăm într-o procedură de deficit excesiv în anul 2020, într-un proces de reformă și din perspectiva elementelor de digitalizare a instituțiilor statului care se ocupă de colectarea veniturilor, dar și de necesitate a eliminării unor excepții din zona fiscală care au condus la distorsiuni și au produs fenomene economice cu efecte negative. Noi am anunțat încă de la începutul acestui an că această reformă se va face, o ajustare echilibrată din perspectiva noastră între nevoia de a sprijini în continuare economia și și cetățenii și a proteja, dacă vreți, capitalul românesc, dar și veniturile salariaților și de a continua totuși într-o zonă sustenabilă de asigurare a unui echilibru fiscal bugetar pe termen mediu și lung. În urma dialogului preliminar avut cu mediul de afaceri și mediul asociativ, dar și în partea de discuții politice în cadrul coaliției, au fost luate o serie de decizii, decizii care au fost prezentate în transparență decizională pentru modificarea codului fiscal și continuate dezbaterile, evident, în această săptămână cu mediul de afaceri, făcute o serie de ajustări la solicitarea acestora, drept pentru care astăzi am adoptat forma finală a ordonanței privind modificările la codul fiscal. Sunt o serie de măsuri care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023 și câteva măsuri care intră în vigoare începând cu data de 1 august 2022. O să accentuez această chestiune privind abordarea echilibrată pe această reformă fiscală, pentru că au fost o serie de poziții ale mediului public în care s-a solicitat o abordare mai radicală. Guvernul a considerat că în acest moment, având în vedere situația complicată prin care trecem, nu este oportun și nici necesar să facă ajustări radicale de mediu fiscal, ci este bine să-și continue traiectoria pe care a început-o încă de la începutul acestei guvernări, de susținerea mediului de afaceri, de consolidarea mediului de afaceri onest și care asigură o competiție loială, de reașezare a sarcinii fiscale pe contributori, astfel încât să nu mai existe discriminări, și de completare din perspectivă investițională a volumului pe care statul român îl pune la dispoziție și pe partea de fonduri europene și pe partea de stimuli economici din bugetul de stat, dar trebuie să știm cu toții că toate aceste chestiuni care înseamnă bugetul general consolidat al statului reprezintă banii pe care economia și pe care cetățenii îi dau către stat. Serviciile publice vor fi de calitate atâta timp cât suntem întotdeauna într-un dialog și într-un echilibru între economie, cetățean și stat. Ca modificări care au avut loc în această săptămână, pentru că sunt convins că măsurile sunt deja cunoscute,
aș prezenta situația de la sectorul Horeca, în care termenul de intrare în vigoare a impozitului pe cifra de afaceri de 1% sau a opțiunii pentru impozit pe profit a fost dus către data de 1 ianuarie 2023. Modificări importante ale codului fiscal în beneficiul economiei din punctul nostru de vedere o reprezintă extinderea facilității de scutire a profitului, discutirea de impozit a profitului reinvestit și pentru zona de dezvoltare, de procesare, producție, pentru că avem acest feedback din economie, economia reacționează pozitiv atâta timp cât este sprijinită și trebuie să fie sprijinită și fiscal. Sunt o serie de excepții care sunt eliminate, cum ar fi excepția de cotă redusă de TVA de 5% la serviciile de restaurant, cazare și masă și catering, mă scuzați, și revenirea la cota de 9%. La fel, o eliminare a unei excepții de cotă redusă de TVA de 9% la băuturile pe bază de îndulcitori sau zahăr, revenirea la cota de 19%. O diminuare a plafonului pentru care se acordă facilitățile la construcții și industria alimentară de la 30.000 de lei la 10.000 de lei, începând cu data de 1 august. O ajustare a accizelor la tutun, inclusiv tutun încălzit, începând cu data de 1 august, dar și la alcool, având în vedere faptul că aceste accize, pe de o parte la tutun, nu au fost actualizate în acest an, necesitatea unui calendar predictibil de 5 ani pentru accize și pentru alcool, faptul că nu au fost ajustate încă din 2015, o eliminare a facilităților privind deductibilitățile de la tranzacțiile imobiliare și introducerea, revenirea la impozitarea la valoarea reală, o ajustare a excepțiilor care sunt pe zona de micro-întreprinderi, în sensul în care plafonul până la care o micro-întreprindere poate funcționa este de 500.000 de euro, începând de la 1 ianuarie 2023, condiționarea de existență a minimului unui angajat, limitarea 20% a veniturilor din consultanță și management și excluderea unor activități din obiectul de activitate al acestor micro-întreprinderi, cum ar fi activități din domeniul bancar, al asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital și din domeniul jocurilor de noroc. O ajustare a cotei privind impozitul pe dividende de la 5 la 8%, o ajustare a plafonului privind veniturile din activități independente pe persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și norma de venit, reducerea acestui plafon de la 100.000 de euro la 25.000 de euro, o limitare a beneficiilor impozitate favorabil salariale la 33% față de salariul aflat în plată și ajustarea modului în care se plătesc contribuțiile și impozitul la contractele part-time, evident cu păstrarea unor excepții, dacă cumulul contractelor part-time este la nivelul unui salariu minim, atunci se plătesc contribuțiile proporțional cu contractele part-time, dacă nu, se plătesc contribuțiile la nivelul salariului minim. Pe de altă parte, există și excepțiile cu privire la studenți, elevi, pensionari și persoane cu dizabilități. Totodată, am ridicat plafonul pentru care salariații din România beneficiază de deduceri la 4.550 de lei, pentru cei care au persoane în întreținere și am introdus deduceri suplimentare pentru cei care sunt tineri până la 26 de ani sau pentru familiile care au câte un copil în întreținere sau 2 sau 3, în funcție de numărul de copii, o deducere suplimentară de 100 de lei per copil. Dialogul a fost foarte bun cu mediul de afaceri. Evident, am observat în spațiul public o serie de luări de poziții, le-aș putea numi individuale. Eu cred că toți trebuie să facem un efort de a înțelege că ceea ce însemna la un moment dat o facilitate pentru prezent poate însemna
o lipsă de drepturi pentru viitor. Aș da doar exemplu celor care, de exemplu, ca fenomen, lucrau pe micro-întreprindere, pe servicii, pe prestări servicii, fără a plăti taxe și contribuții aferente sănătății sau pensiilor. Aceste persoane, ulterior, fiind lipsite de drepturi de conferite de plata asigurărilor sociale de sănătate sau de drepturile conferite de plata asigurărilor de stat, dreptul la pensie, dreptul la sănătate, dreptul este garantat. Numai că această lipsă de plata contribuțiilor îi ducea în situația în care să beneficieze sau să nu beneficieze de un anumit statut, până la urmă, de protecție socială al statului român. Eu vă stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări și vă mulțumesc. Bună ziua, domnule ministru. Aș vrea să vă întreb cam ce economii credeți că va avea statul român în urma acestor măsuri fiscale, la ce prag s-ar putea ridica aceste economii pentru statul român? Nu le-aș numi economii, dar de la între 1% și 2% din PIB. Bună ziua, domnule ministru. Mi-am notat câteva idei și aș vrea să le ating pe toate, dacă aveți disponibilitate. Vă rog. V-aș întreba, spuneați și de nemulțumirile pe care le-au avut în spațiul public, cei care au fost la consultări cu dumneavoastră. M-aș referi în principal la contractele part-time, cele cu contribuțiile plătite pentru salariu minim. Cei din care au aceste firme spuneau că și-ar permite, practic, să plătească așa și nu știu că au făcut și un apel la dumneavoastră să renunțați la această variantă, dar totuși se aplică de luna viitoare. Ați făcut așa o estimare privire la ce impact va avea asupra lor? Dacă se încurajează cumva munca la negru, până la urmă să nu-i mai declare deloc? Nici de cum. Se limitează munca la negru pentru că acele persoane care sunt plătite cu 2 ore oficial, vă asigur că nu trăiesc din 2 ore contravaloarea unui salariu minim. Am discutat cu mediul de afaceri și au recunoscut și dânsii că diferența era muncă informală. Eu cred că accentul trebuie pus pe lucrător din perspectiva aceasta, pentru că oamenii până la urmă muncesc 8 ore. Mulți dintre ei în spatele unui contract de 2 ore. Este o realitate, este un fenomen pe care l-au recunoscut și antreprenori. Și la acele venituri din consultanță limitate la 20%, e posibil să se închidă anumite micro-întreprinderi, cum ar veni, sau pentru că trăiau doar din consultanță? Haideți să ne înțelegem la un lucru. Nu există o tendință sau o încercare din partea statului de a închide. Este o lărgire, dacă vreți, a opțiunilor. Pentru a beneficia de o anumită facilitate, trebuie să îndeplinești o serie de condiții. Dacă nu le îndeplinești, ești o companie care devii companie plătitoare pe impozit pe profit. Este foarte simplu. Nu închide nimeni pe nimeni, doar te duci într-o altă zonă fiscală. Deschideți perspectivele. Deci, este și prevedere expresă că această ajustare, dacă vreți, este opțională. Este un element de noutate. Până acum, orice companie care se deschidea în România devenea micro-întreprindere. Este o opțiune a celui care are această companie de a se încadra în condițiile pentru care poți să beneficiezi de facilitatea de micro-întreprindere sau, dacă nu, să ai o companie care plătește impozit pe profit, unde, evident, cel puțin pentru cele în primii ani, vă spun că, din punctul meu de vedere, este mult mai logic, pentru că în primii ani, practic, efectul de multiplicare nu te duce neapărat la randamente. Am văzut o revizuire a Comisiei Europene cu privire la creșterea economică în sus. V-aș întreba cum se vede de la prin ochii fiecărui român această creștere economică sau cum se va materializa până la urmă? Foarte bună întrebarea dumneavoastră, pentru că exact acesta este angajamentul nostru de la începutul acestui an. Și noi avem prognoze și noi am construit un buget pe o anumită creștere economică și ne-am adaptat fiecare moment ca ceea ce se întâmplă benefic în economie să se întoarcă într-un fel în buzunarul cetățeanului, dar și al companiilor. Este o chestiune foarte dificilă, pentru că, după cum vedeți, lucrurile nu sunt într-o dinamică, să zic așa, lentă și într-o dinamică accelerată. Vedem ce înseamnă efectul inflației asupra puterii de cumpărare, vedem ce înseamnă efectul inflației asupra companiilor.
Drept pentru care, ca să se simtă această creștere economică în realitate, noi trebuie să venim în continuare cu măsuri de sprijin. Am venit până acum cu măsuri de sprijin de peste 30 de miliarde de lei și probabil în toamnă vom construi împreună un pachet adaptat la noile provocări cu care nu se confruntă doar statul, ci se confruntă în special cetățeanul și se confruntă companiile. Presupun că detalii despre acest pachet nu ne dați. În acest moment, nu, după cum mă cunoașteți, îmi place să venim cu soluțiile atunci când ele sunt stabilite. Și doar o ultimă precizare, referitor la acea reducere de 10% a cheltuielilor pentru fiecare minister în parte, știu că se apropie rectificarea bugetară. Cum stau ministerele? Cum arată cifrele în acest moment, dacă ne puteți spune? Nu se apropie rectificarea. Suntem deja în procedura de rectificare. Se apropie momentul în care o susținem și noi. Da, a început tot procesul, sunt întâlniri zilnice la Ministerul de Finanțe cu fiecare minister, dezideratele rămân aceleași. Nu o să dau, de exemplu, sau să spun cine a făcut economii sau cine nu, dezideratele sunt aceleași. Și sunt foarte simple de înțeles. Trebuie făcută această economie pentru că trebuie să finanțăm pachetele cu care am venit pentru sprijinul cetățenilor și a companiilor. Alta era conjunctura la începutul acestui an, de fapt în luna decembrie, când am făcut bugetul. Peste acel buget, noi am adăugat 30 de miliarde de lei. Pachetele de sprijin și pentru companii și pentru cetățeni. Este evident că și ordonatorii de credit trebuie să înțeleagă acest efort pe care statul face. Statul trebuie să-și plătească facturile. Asta e cel mai important lucru. Facturile însemnând nu acel document factură, ci angajamentele pe care și le-a luat prin actele normative aprobate față de companii și față de cetățeni. Și promit că este ultima aceasta. Apropo de aceste reduceri, toate derogările astea pe care le vedem și le vom vedea cu privire la angajări în sistemul public, am văzut astăzi pentru cadre didactice, nedidactice, auxiliar, poate și la nivelul consulatelor, ambasadelor, cu privire la această informare pe fonduri europene, statul și le permite? Atâta timp cât se încadrează în cheltuielile de personal pe care și le-a asumat în bugetul general consolidat, evident. Deci, asta este, mesajul este, ne încadrăm în ceea ce am stabilit. Bună ziua, domnule ministru, vedem o creștere a roborului care nu se va opri foarte curând. La un credit de doar 50.000 de euro, ratele s-au dublat de la un an la altul. Guvernul are în vedere anumite măsuri astfel încât să ajute cetățenii, pentru că atunci când au luat credite, practic băncile au ținut cont de un grad de îndatorare. Ratele s-au dublat, nu se mai poate vorbi despre același grad de îndatorare. Ce fac acești oameni care plătesc rate de două ori mai mari? Bun, acum sunt două chestiuni pe care le-ați ridicat. Ce fac oamenii? Și am dat o serie de sugestii chiar de la acest pupitru, dincolo de faptul că și statul a venit cu o măsură privind un moratoriu de amânare a ratelor, care nu este neapărat cea mai bună soluție în contextul creșterii ratelor, dar este o soluție. Din perspectiva gradului de îndatorare, discuțiile noastre sunt cu Banca Națională a României, pentru că acea normă este dată de BNR, trebuie să ne mișcăm cu toții din perspectiva aceasta, mai ales cei care au credite, să se adapteze, iar noi să încercăm să inversăm trendul de creștere a dobânzilor, dar acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Va dura cel puțin anul acesta și poate și un pic din anul viitor. Și atunci oamenii nu trebuie să se ducă, așa cum am mai spus, să caute acele soluții pe care băncile le pun la dispoziție. Noi am discutat cu băncile, sunt soluții de refinanțare, soluții de trecere pe dobândă fixă, măcar pentru a bloca o creștere ulterioară a ratei, soluțiile de restructurare, soluții de trecere de pe robor și de la indicatori de robor la IRCC, dar și această soluție pentru cei care într-adevăr au o dificultate de amânare a ratelor până la 9 luni. S-ar putea vorbi despre o înghețare a dobânzilor pe anumită perioadă, pentru că deja sunt cazuri sociale. Dacă vorbim despre o rată care s-a dublat și care ajunge cât un salariu minim pe economie, e clar că e o problemă socială la care ar trebui să găsiți un răspuns. Vom căuta răspunsuri. Aveți și un orizont de timp? Aveți discuții concrete în acest sens? Poftim? Aveți discuții concrete în acest sens? Nu, este ceea ce ați ridicat dumneavoastră acum și atunci nu-mi permit să dau un orizont de timp. Vom căuta răspuns la această întrebare.
Aș vrea să vă rog să-mi spuneți legat de aceste modificări la codul fiscal. De la 1 august scade și plafonul pentru domeniul construcțiilor, pentru agricultură. Aici firmele spuneau că există riscul să rămână fără forță de muncă. De ce totuși ați păstrat măsura până la 1 august? Care a fost raționamentul? Cum, adică de ce am păstrat-o? De ce ați decis să implementați de la 1 august și n-ați mai amânat? Pentru că mi se pare că această măsură, sau ni se pare cu tot, de fapt știm, această măsură a fost pentru salariul minim. N-a fost pentru salariile superioare. Să păstrezi un plafon de 30.000 cu facilități fiscale în care, cu condițiile în care salariul mediu în România este de 6.300 de lei, este incorrect. Atunci am scăzut acest plafon la 10.000 de lei. Mai mult decât atât, în discuțiile cu constructorii, și fac apel și astăzi, prin intermediul dumneavoastră, facilitatea de 3.000 de lei este din 2018. 80% din salariații din construcții sunt la această facilitate. Cred că ar fi bine și din partea constructorilor, ca să nu piardă forța de muncă, să facă un efort în interiorul facilității între 3.000 și 10.000 să ridice un pic salariile muncitorilor. Încă o dată, 80% sunt la salariu minim, care este un salariu minim superior celui din alte activități, dar 3.000 de lei în 2022 nu sunt egale cu 3.000 de lei în 2018. Și să nu uităm un lucru, și iar vreau să-l precizez, prin investițiile pe care acest stat le face, decontează aceste cheltuieli. Și aș vrea să finanțăm cheltuielile de construcții pentru investițiile statului român și ale autorităților locale și să păstrăm forță de muncă în țară, iar facilitățile să vizeze realizarea unei Românii dezvoltate. Mulțumesc. O singură întrebare, ultima. Vă rog să-mi spuneți de ce ați făcut o concesie în privința jocurilor de noroc. Inițial ați spus taxe mai mari pentru firme, să impozităm și câștigurile cu mai mult, asta ca să descurajați adicția. Vedem că după negocieri ați revenit asupra deciziei și câștigurile nu vor mai fi la fel de strict impozitate. Nu, era vorba de raportarea la oameni și la câștigurile oamenilor și raportarea la un fenomen încurajat, dacă vreți, de operatori. Și eu cred că prin echilibrarea între taxele pe operatori și taxarea, dacă vreți, sau impozitarea veniturilor câștigate de oameni, lucrurile au devenit rezonabile. După cum știți, la început discutam doar de impozitele pe veniturile sau pe câștigurile realizate de cetățeni. Acum am venit cu o formulă echilibrată, astfel încât, de fapt, solidaritatea, dacă vreți, din perspectiva acestui fenomen, să vină și din partea operatorilor. Descurajarea adicției nu era o prioritate pentru guvern? Dar ea continuă. Bună ziua! Odată ce veți face rectificarea bugetară și veți avea execuțiile bugetare în față, la toamnă mă refer, ați putea să reveniți asupra unor ajustări? Spuneți acum, de exemplu, că ați evitat să faceți ajustări radicale, însă o parte dintre oamenii de afaceri se așteaptă ca aceste ajustări să se întâmple, ajustări suplimentare, să se întâmple începând cu 2023. Odată cu acea ordonanță, știm bine, dată la finalul anului, cu prorogări și alte măsuri. Așadar, vă întreb dacă ne așteaptă în toamnă o nouă analiză pe efectele actualelor ajustări, o analiză care să conducă la ajustări radicale sau mai ample în 2023? Nu trebuie să fie cazul de o noi ajustări atâta timp cât mediul de afaceri înțelege că anumite sisteme trebuie să își producă efectele. Și vă dau exemplu de fiecare dată când lăudăm digitalizarea ANAF sau punerea la dispoziția unor sisteme care debirocratizează relația cu contributorul, le lăudăm, iar când ele ajung să devină obligatorii, mediul de afaceri constată că nu e pregătit. Aș avea rugămintea ca pe perioada aceasta, ca să nu mai fim nevoiți să ajustăm, și eu vreau să nu mai ajustăm, să fie singura ajustare fiscală, ca și mediul de afaceri să facă un efort pentru implementarea SAFTE, pentru implementarea e-factura business to business, dar și factura business to government și pentru radarul mărfurilor. Împreună, de fapt, avem întâlnirile astea, am și stabilit un calendar până pe 15 august să închidem o serie de discuții tehnice, astfel încât să nu mai avem nevoie de alte elemente. Pentru că scopul consolidării fiscale, sau, haideți să spunem așa, scopul unor ajustări și pe partea de colectare, dar și pe partea de digitalizare, este o conformare voluntară crescută. În contextul în care conformarea voluntară crescută se întâmplă,
nu ai nevoie de alte elemente cu care să intervii din perspectivă fiscal-bugetară, din perspectivă fiscală în piața economică. Înțeleg din ce spuneți că nu avem în momentul de față o conformare voluntară crescută. Este o conformare voluntară care ne duce la 27% din PIB venituri fiscale plus contribuții. O conformare voluntară crescută, din punctul meu de vedere, raportat la cum arată acum codul fiscal, adăugând și ajustările de astăzi, ar trebui să ne ducă la 31%, 32% din PIB, doar din aceste elemente. Și totuși, dacă nu vor avea efectele scontate acest pachet de măsuri fiscale... Haideți să nu anticipăm, vă rog frumos. Aș vrea să vă întreb ce se va întâmpla pentru susținerea pachetului în privința energiei, pentru că acolo este clar, ați văzut, prețurile continuă să crească și atunci și susținerea statului va crește odată cu aceste prețuri. Vom avea sau nu bani de continuare a schemei de sprijin în energie? Atunci când s-a făcut această schemă, s-a făcut calculul exact pentru perioada în care este această schemă. Evident, poate există intenții de creștere a prețurilor altfel decât cele care sunt. Sunt într-o zonă, dacă vreți, de piață. Deci la momentul acesta nu avem un impact suplimentar pe ceea ce înseamnă derularea de până în acest moment și nu avem nici pe prognoza de până în decembrie, cel puțin pe acest an fiscal bugetar, dar nici până în martie, altfel decât am calculat. Mulțumesc! Bună ziua, aș mai avea și o întrebare. S-a discutat în timpul negocierilor din coaliție, discuțiilor pe tema modificării codului fiscal și despre două teme care au stârnit destul de mare interes public, supraimpozitarea salariilor mari ale bugetarilor și supraimpozitarea pensiilor speciale mari. A rămas ca această discuție să fie făcută după finalizarea codului fiscal, modificării codului fiscal. Iată, astăzi s-a finalizat această modificare. Spuneți-ne care este planul, care sunt liniile măcar în ceea ce privește aceste pensii speciale, dacă se va face ceva, pentru că am văzut luări de poziție publice în ceea ce privește și Ministerul de Interne și Ministerul Apărării, că acolo să nu se umble deloc la pensiile militarilor și polițiștilor, la pensiile magistraților a spus deja curtea că nu se poate umbla. Până la urmă, ce puteți face ca să nu riscați un nou viciu de constituționalitate al proiectului pe care îl pregătiți? La momentul în care analizele, simulările și, să spun așa, soluțiile vor fi finalizate, le vom analiza în cadrul coaliției. În acest moment să înțeleg că nu există ceva cât de cât concret. Se lucrează. Dar, după cum v-am obișnuit, repet, nu le prezentăm public înainte de a fi analizate și decise la nivel politic. Stați puțin. Dumneavoastră aveți un termen până săptămâna viitoare să veniți cu o analiză. Va fi ea gata această analiză făcută la Ministerul Finanțelor? Dumneavoastră spuneți că eu am un termen. În cadrul coaliției de guvernare? Dumneavoastră spuneți că am eu un termen. Dar premierul Nicolae Ciucă v-a spus că aveți termen 2 săptămâni să veniți cu o analiză privind pensiile speciale. Da. Această analiză va fi prezentată coaliției în termenele propuse de premier. Adică săptămâna viitoare va fi gata. Calculul faceți dumneavoastră. Vă rog. Mulțumesc, domnule ministru. Înțeleg că nu mai sunt întrebări pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsurile furnizate. Aș vrea să continuăm acum cu o serie de alte decizii importante luate astăzi în guvern. În acest sens, alături de mine se află domnul ministru al investițiilor și proiectelor europene, domnul Marcel Boloș. Domnia sa participă foarte des la briefingurile de presă, pentru că, după cum ați observat, sunt foarte multe măsuri pe care ministerul pe care îl conduce le gestionează pentru a crește absorpția de bani europeni și pentru a crea cadrul legal pentru cei care urmează să intre în continuare în țară. Domnule ministru, vă rog. Vă mulțumesc. Într-adevăr, astăzi au fost luate o serie de măsuri pentru politica de coeziune aferentă perioadei de programare 2014-2020. După cum știți deja, contextul general pentru politica de coeziune este cel cunoscut în spațiu public, cu un buget de 22 de miliarde de euro
și cu o absorție în prezent de aproximativ 12 miliarde de euro, avem astfel un risc de decomitere de 10 miliarde de euro pentru politica de coeziune aferentă perioadei de programare 2014-2020. Acesta, să zicem, este contextul general pentru măsurile care au fost luate astăzi în cadrul ședinței de guvern. De asemenea, tot în cadrul contextului general al creșterii prețului la utilități, pe care l-am amintit și la briefingul de presă din de data precedentă, avem o creștere la energia electrică a prețului cu 671%, o creștere a gazelor naturale de 535%, respectiv de la 14,7 euro pe megawatt-oră la 79 de euro pe megawatt-oră. De asemenea, o creștere la combustibil de la 636 de euro pe megawatt-oră la 1214 euro pe megawatt-oră, deci o creștere de 190%. În acest context, pe fondul acestui risc de decomitere pe care îl avem în cadrul politicii de coeziune, adică al pierderii banilor la sfârșitul anului 2023, adică pe data de 31 decembrie 2023, urmând și un obiectiv pe care ni l-am propus ca acest grad de absorție pentru politica de coeziune să fie de peste 90%, ținând cont că în prezent avem doar 62% gradul de absorție. Guvernul României a aprobat astăzi, cum am menționat, un pachet de măsuri complex care privește mai multe direcții de acțiune. O primă direcție de acțiune este cea legată de eficiența energetică pentru IMM-uri, așa încât IMM-urile vor putea accesa granturi cu valori cuprinse între 50.000 de euro și 500.000 de euro pentru două tipuri de investiții care îi ajută în această perioadă complicată la gestionarea cheltuielilor cu utilitățile. O primă categorie de investiție este cea legată de eficiența energetică, și anume ea privește reabilitarea termică, eficiența energetică a clădirilor industriale pentru a putea gestiona costurile de funcționare și costurile pe care le au cu activitatea curentă. Și, pe de altă parte, o a doua categorie de investiție este cea destinată producerii de energie verde pentru activitățile care țin de producție și fluxurile tehnologice ale acestora. Estimăm un număr de peste 1800 de beneficiari IMM-uri și, de asemenea, bugetul total pe care a fost aprobat pentru accesare de fonduri este de 500 de milioane de euro. Apelul de proiect urmează să fie pregătit de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cel mai probabil în luna septembrie va fi lansat oficial, astfel încât banii să poată fi accesați de către IMM-uri și să poată fi folosiți pentru a-și putea gestiona, cum am spus, atât problemele de eficiență energetică, de product, cere de energie verde, dar și să-și poată gestiona, cum am spus, în această perioadă destul de complicată, prețurile la utilitățile publice. De asemenea, o a doua categorie de măsuri în premieră pentru ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene privește eficiența energetică pentru administrațiile publice locale, autoritățile publice locale. Primăriile astfel vor putea să acceseze fonduri europene
pentru gestionarea costurilor cu serviciile publice din domeniul educației, sănătății, din ceea ce înseamnă inclusiv partea de alimentare cu energie termică a populației, adică pentru ceea ce înseamnă încălzire, pentru ceea ce înseamnă iluminatul public sau transportul public în comun de călători. Deci măsurile vizează independența energetică pentru autoritățile publice locale, astfel încât costurile cu utilitățile la aceste categorii de servicii publice să poată să fie gestionate în mod eficient și mai ales să poată să treacă cu bine peste această perioadă complicată pentru autoritățile publice locale și să poată să facă față acestor categorii de costuri. Bugetul este de asemenea de 500 de milioane de euro. Sunt două categorii de granturi pentru consumul propriu al acestor servicii publice pe care le-am menționat. Granturile sunt între 500 de mii de euro și 5 milioane de euro și de asemenea sunt proiecte care permit inclusiv partea de comercializare a energiei verzi obținute din implementarea acestor proiecte, pentru care valoarea granturilor este între 5 milioane de euro și 15 milioane de euro. Îndemnăm autoritățile publice locale, îndemnăm primăriile să acceseze aceste fonduri care le permit o gestionare eficientă, cum am spus, a costurilor cu utilitățile publice și de asemenea să fie încrezătoare pentru ca problemele de independență energetică la nivelul comunităților locale sunt probleme de strategii locale și astfel noi facilităm accesul la fondurile europene tocmai cu dublu scop. Pe de o parte să fie motivații în producerea și obținerea de energie verde pentru aceste categorii de servicii publice, dar și să-și poată gestiona eficient banii pe care îi gestionează și să facă cât mai eficientă posibil utilizarea banilor pe care îi au din veniturile bugetelor locale. De asemenea, o altă măsură aprobată tot în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 este referitoare la retehnologizarea IMM-urilor din domeniul construcțiilor și industriei agroalimentare. Aici, pe domeniul de activitate construcții, am avut în vedere cei care sunt implicați în implementarea proiectelor de infrastructură, mai ales a celor din zona transporturilor, dar și a furnizorilor de materii prime pentru aceste tipuri de proiecte, întrucât este o perioadă în care, dată fiind volumul mare de proiecte pe care îl implementăm și volumul de materie primă necesar pentru implementarea proiectelor a crescut, așa încât domeniul construcțiilor, cel pentru care s-au alocat cele 150 de milioane de euro, privește atât partea de echipamente, utilaje, cât și partea de dotări specifice, încât să avem o contribuție la sporirea capacităților de producție necesare, cum am spus, pentru implementarea proiectelor noastre de infrastructură de transport. Un al doilea domeniu vizat este cel al procesării produselor și materiei prime din domeniul agroalimentar. Valoarea bugetului este de asemenea de 150 de milioane de euro. Deci, de asemenea, e posibilă accesarea de fonduri de către IMM-uri pentru ceea ce înseamnă
partea de retehnologizare și dotarea acestora cu echipamente specifice. Granturile au valori cuprinse între 50.000 de euro și 500.000 de euro. Numărul de beneficiari estimați este de peste 2.000 de beneficiari. În cursul lunilor august și septembrie va avea loc lansarea apelului de proiecte și punerea în dezbatere a ghidului necesar pentru ca aceste fonduri să fie accesate. Sperăm, cum spuneam, ca împreună cu acest al doilea pachet de măsuri luat pentru politica de coeziune, să fim în măsură să creștem gradul de absorție peste 90% din bugetul alocat politicii de coeziune, aferent perioadei de programare 2014-2020. Subliniez acest lucru pentru că, așa după cum cunoașteți, gestionăm atât perioada de programare 2014-2020, unde avem un buget de 22 de miliarde de euro. De asemenea, gestionăm bugetul alocat politicii de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, unde avem 44 de miliarde de euro și, desigur, bugetul alocat Planului Național de Redresare și Reziliență în calitate de coordonator național, unde avem alte 29,2 miliarde de euro. Așadar, preocuparea Guvernului României este ca acești bani să fie accesați și absorbiți la nivel național, întrucât sunt șansa noastră de modernizare, dezvoltare și oportunitatea unică pe care o avem pentru ca să putem să implementăm atât proiectele de infrastructură, dar și sprijinul pe care îl acordăm nemijlocit pentru mediul de afaceri și pentru ceea ce înseamnă România dezvoltată pe termen lung. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule ministru. Vă rog întrebări, dacă aveți, pentru domnia sa. Odată cu această măsură, dați posibilitatea accesării fondurilor europene, primarii ar trebui să știe prin această măsură că nu vor mai primi acei bani. Știți că săptămâna aceasta au fost discuții și au venit și au cerut bani, că au întrerupt iluminatul public. Bani de la bugetul de stat mai primesc, mai pot să aibă această acum perspectivă? Măsura noastră este o măsură care privește implementarea unor proiecte în perioada viitoare de timp. După implementarea acestor proiecte, costurile la utilități ar trebui să fie gestionabile la nivel local, pentru că, așa cum am menționat, valoarea unui proiect ce poate fi accesat pentru comercializare, dacă dorește să producă energie verde, inclusiv pentru comercializare, este de 15 milioane de euro, deci le asigură, sper și sperăm, consumul pentru utilitățile publice, iar dacă accesează bani doar pentru consumul propriu, atunci avem componenta de 5 milioane grant. Aceasta, cum am spus, este oportunitatea unică pe care o au pentru ca să-și creeze independența energetică de care au nevoie și să nu fie puși în situația în care să apeleze la guvern și presiunea să fie pe guvern, astfel încât să fie alocate frecvent aceste fonduri pentru gestionarea serviciilor publice locale. Am menționat fonduri pe termen lung, adică eu vă întrebam de nevoile lor. Acum, nu exclude, măsurile sunt complementare, nu se exclud una pe cealaltă. Deci nu le spulbera speranța că la rectificare nu nici ar putea să primească acești... Nici de cum. Ei rămân în continuare cu aceste alocări dacă vor fi aprobate prin rectificarea bugetară, însă noi le oferim această oportunitate, cum am spus, și fac apel la dumneavoastră să faceți publică această informație, astfel încât problemele de independență energetică a comunităților locale să poată fi rezolvate, încât să nu punem în dificultate tocmai
continuarea asigurării acestor servicii vitale pentru comunitățile locale. Care ar fi riscul cel mai mare, în opinia dumneavoastră? Să nu aibă resursele necesare pentru... În această iarnă? Prețurile la utilități, după cum bine cunoașteți și prin exemplele pe care vi le-am dat, au avut salturi spectaculoase. Probabil că vor fi măsuri compensatorii și în cursul iernii care urmează, dar, repet, sunt două lucruri total diferite, cea a acestor alocări pe care bugetul de stat le poate asigura, fie la rectificare, fie pe perioada iernii, prin legea bugetară anuală, și oportunitatea de a investi, subliniez acest lucru. Și o ultimă întrebare. Dumneavoastră, sunteți omul care cunoaște cel mai bine Planul Național de Redresare, cel puțin din actualul guvern. În opinia dumneavoastră, jalonul 215 privind reforma pensiilor speciale, acel jalon poate fi el îndeplinit fără să includem și pensiile militarilor? Adică putem să atingem am acel spus, jalon fără să ne atingem și de pensiile militarilor? Am spus la briefingul de presă precedent că acest jalon are o problemă de fond, și anume că el în conținutul lui cuprinde legile speciale, iar legislația națională se referă la pensiile de serviciu, pensiile ocupaționale. Am spus de asemenea că aceste pensii de serviciu, pensii ocupaționale, indiferent de denumirea lor în legislația națională, este o practică la nivelul Uniunii Europene și că nu suntem singurul stat care am avea aceste tipuri de servicii. Am subliniat de asemenea că aceste constrângeri, prin reformele mari pe care le avem, le avem datorită faptului că la vremea la care s-a negociat PNRR-ul, s-a pus în discuție sustenabilitatea pe termen lung financiară pentru rambursarea părții de împrumut pe care o conține PNRR-ul. Avem o componentă mică de grant și o componentă mai mare de împrumut. Acum e de văzut. Dacă... Dumneavoastră, ca ministru al fondurilor europene, pe lângă alte capitole, veți încerca să discutați cu reprezentanții Comisiei Europene o renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență, inclusiv pe componenta reforma pensiilor speciale? Eu, în calitate de ministru al investițiilor și proiectelor europene, voi pune în aplicare mandatul pe care îl voi primi din partea guvernului și a coaliției. Deocamdată și, nu aveți un astfel și de mandat. Cu acest mandat mă voi duce la negociere. Deci, în schimb, perioada aceasta, începând cu luna septembrie și până, să zicem, la sfârșitul anului, este o perioadă în care atât Comisia Europeană, dar și noi ca stat membru, va trebui să deschidem informal discuțiile pe ceea ce înseamnă renegocierea PNRR-ului. Este o realitate pe care nu avem cum să o ocolim. Da, da, atunci... știm, repower, asta și la nivelul Uniunii, irigațiile, de asemenea aveți o decizie în coaliție. Legat de pensiile speciale, spuneți că dacă o să primiți mandat, deci în privința asta deocamdată nu există nu aveți niciun mandat din nu partea premierului. Nu am niciun mandat, deci prin urmare discuțiile acestea la acest moment sunt premature. Aș adăuga, cu permisiunea noastră, domnule ministru, reamintind ceea ce am comunicat public miercuri după ședința de guvern, că deși nu este neapărat un mandat explicit, premierul a cerut miniștrilor de linie să clarifice aceste concepte care se înțeleg diferit în unele zone la București și la Bruxelles, astfel încât, după modelul altor jaloane și ținte clarificate ca urmare a dialogului la nivel de experți sau la nivel de decidenți, să se rezolve și această chestiune până la finalul anului în curs. Vă rog, alte întrebări. Bună ziua, aș insista și aș spune că despre o reformare a sistemului de pensii știm că trebuie să se întâmple de foarte multă vreme.
pare că lucrurile trenează, nu se ajunge la niciun fel de rezultat. Spunea ieri ministrul Lucian Bode de faptul că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale și că în această discuție speră domnia sa că nu se ascund ceilalți care au cu adevărat pensii speciale. Și totuși v-aș întreba de ce nu avem încă în acest moment o analiză, un acord, discuții clare cu privire la pensiile speciale și mai departe cu privire la reașezarea lor pe alte baze, având în vedere că cei de la Ministerul Muncii au atras în două rânduri atenția că nu este timp suficient pentru reforma promisă la Bruxelles. Ceea ce solicită Comisia Europeană prin toată corespondența și prin toate discuțiile pe care le-am avut este acest principiu al contributivității, care apare exclusiv în decizia de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență. Acum, noi avem două jalone. Un jalon este cel de la sfârșitul lunii decembrie, 215. Care este jalonul 215, și mai avem un jalon care este în trimestrul 1, 2023, 216. Termenele, după cum știm, sunt luna decembrie 2022 și luna martie 2023. Așa cum deja s-a prezentat, domnul prim-ministru a trasat în guvern această sarcină pentru grupul de lucru care s-a constituit în vederea rezolvării celor două probleme, cea a pensiilor speciale și a reformei sistemului de pensii. Eu zic să așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile. Din punct de vedere al PNRR-ului avem aceste termene pe care vi le-am menționat și pe care va trebui într-un anume fel să le soluționăm în vederea depunerii cererii de plată numărul 2. Pe atunci, îmi cer scuze, o să avem cererea de plată numărul 3 la acest jalon și va trebui să soluționăm această problemă. Atunci înseamnă că am putea afla ce se va întâmpla abia pe, să zicem, 30 decembrie, dacă deadline-ul nostru este 31 decembrie? Eu cred că vom afla mult mai devreme, pentru că aceste jaloane nu sunt de natura celor care le putem lăsa să se întâmple cum am avut în trimestrul 2. Deci va trebui să fim, din acest punct de vedere, zic eu, un pic mai devreme cu aceste probleme limpezite, fiindcă ele sunt reforme grele. Noi avem în Planul Național de Redresare și Reziliență reforma pensiilor, avem reforma salariilor, avem reforma fiscală și avem reforma companiilor de stat, care sunt urmărite direct de către Comisia Europeană și trebuie pregătite ca atare. În ce stadiu suntem? De exemplu, aici, dacă vorbim despre reforma pensiilor, spuneați că ați cerut clarificări, s-au cerut clarificări și în guvern. Cam cât la sută din ceea ce ar trebui să facem pentru a ne încadra în deadline este deja făcut? Da, așa cum am precizat, domnul prim-ministru a dispus constituirea grupului de lucru și veți vedea pe parcurs cum vor evolua lucrurile. Până în decembrie, totuși, mai există o perioadă de timp rezonabilă încât să avem jalonul prezentat într-o formă care să fie acceptată de comisie. Dar pe fond, repet, pe fond, trebuie limpezit conținutul jalonului și ceea ce avem noi la nivel național, în condițiile în care subliniez la nivel de Uniunea Europeană, lucrurile sunt tot la fel cu pensii de serviciu pentru anumite categorii de personal, deci nu avem din acest punct de vedere o excepție sau suntem unici în Uniunea Europeană cu această problemă a pensiilor de serviciu sau pensii ocupaționale, indiferent ce denumire au. Domnule ministru, la finalul lunii trecute, Parlamentul, cu votul majorității PSD-PNL-UDMR, a modificat legea avertizorilor de integritate, modificări care au stârnit numeroase critici pe plan intern și extern.
inclusiv de la Comisia Europeană, inclusiv de la, din partea procurorului șef european, Laura Codruța-Chioveși. A fost și condiție în PNRR această lege. Spuneați și dumneavoastră mai devreme că este foarte important cum va considera și Comisia că un anumit, că un anume jalon este îndeplinit, asta fiind condiție de plată. Riscă România în acest moment să piardă bani europeni dacă această lege intră în vigoare în forma în care a fost adoptată și dacă are în plan coaliția să o modifice astfel încât protecția legală a avertizorilor să fie întărită și nu slăbită, așa cum arată ea acum. Deocamdată, acest jalon este în proces de validare cu Comisia Europeană. Sigur că nu este un lucru simplu, având în vedere că există, să zicem, aceste demersuri care s-au inițiat, inclusiv prin contestarea la Curtea Constituțională. Aici jalonul și, să zicem așa, intrarea în vigoare a legii, dacă se va întâmpla așa cum ea a fost trimisă de Parlament și Comisia își va exprima punctul de vedere cu privire la validarea jalonului și va considera închis sau îl va considera returnat, atunci noi va trebui să luăm măsurile corespunzătoare, pentru că, într-adevăr, pentru cererea de plată numărul 2, cu termen luna octombrie, va trebui să avem limpezită această problemă. Dar, deocamdată, până când Comisia nu-și va spune punctul de vedere, deocamdată, până când legea nu va intra în vigoare, sunt doar presupuneri pe care le avem și aici, desigur, că atât Parlamentul are un cuvânt decisiv, dar și Comisia, cum am spus, poate să formuleze aceste observații și aici decizia este la nivelul statului membru cum aceste observații în procesul de validare vor fi puse în aplicare. Nu riscă România să... Ok, nu să piardă atunci, dar să întârzie poate cu câteva luni o tranșă de bani așteptând ca să vină un răspuns din partea Comisiei pe validarea unui jalon? Acest risc poate să se producă și să aibă loc când noi, ca răspuns la observațiile Comisiei, nu am luat din punctul de vedere al Comisiei măsurile corespunzătoare. Acum, inclusiv după ce noi am depus cererea de plată numărul 2, există un termen de analiză pentru Comisia Europeană, timp în care mai pot să formuleze astfel de observații și clarificări și dacă în această perioadă de timp Comisia nu este mulțumită, atunci se poate lua decizia suspendării cererii de plată, dar în niciun caz nu am fi în situația în care să pierdem acești bani. De acești bani depinde stabilitatea financiară a României. Mulțumesc. Pe această temă v-aș reaminti faptul că recent Curtea Constituțională a apreciat ca fiind constituțională această lege. Pe de altă parte, de la cel mai înalt nivel al statului român s-au dat asigurări că legea va respecta la final întocmai solicitările instituțiilor europene. Deci, din această perspectivă, cu siguranță, ca și în celelalte cazuri, România își va fi îndeplinit toate obligațiile pe care și le-a luat. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări pentru domnul ministru, cred că mai erau chestiuni legate de măsuri de sprijin pentru refugiații din Ucraina. Da, aici guvernul a luat decizia ca un buget de 100 de milioane de euro să fie alocat pentru decontarea cheltuielilor pe care instituțiile statului român le-au făcut cu refugiații din Ucraina. Mecanismul de decontare este unul foarte simplu, pe baza listei nominale a refugiaților. Comisia Europeană a decis alocarea în această etapă a 40 de euro pe refugiat. Există discuții ca acest cuantum al sumei forfetare să fie modificat la 100 de euro,
Decontarea se face în legătură cu cheltuielile care țin de hrană, cazare, transport, deci cheltuieli care au fost necesare și sunt necesare în această perioadă de timp. Noi am relocat acești bani din cadrul programului operațional Capital Uman, tot în acest context al diminuării riscului pe care îl avem de pierdere a banilor din politica de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020. Și acesta, cum am spus, este cel de-al doilea pachet de măsuri pe care l-am propus și guvernul l-a aprobat. Ținta noastră fiind aceea de a crește la peste 90% gradul de absorție la sfârșitul anului 2023. Perioada pe care am menționat-o este una extrem de grea pentru Ministerul Investițiilor în încercarea de a absorbi cât mai mulți bani și a evita riscul de pierdere acestora. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, și pentru aceste precizări. În privința sprijinului pe care România îl furnizează în această perioadă poporului ucrainean și autorităților din Ucraina, aș vrea să adaug și aprobarea deschiderii a 3 noi puncte de trecere a frontierei. Știți că țara noastră este extrem de implicată în a soluționa problemele cu care Ucraina se confruntă pe fondul agresiunii militare ruse și din perspectiva transportului, în special cerealelor, dar și altor categorii de mărfuri, către zone care depind efectiv de rapiditatea și de consistența acestor transporturi. Ca atare, cele 3 noi puncte de trecere a frontierei pe care astăzi guvernul le-a aprobat, ca memorandum cel puțin, vor viza deschiderea a 3 noi puncte de trecere în zona Racovăț-Diachivții, Vicovul de Sus, Krasnoilsk și Ulma Ruska. Este un punct de trecere a frontierei în plus față de cel pe care în urmă cu câteva săptămâni îl prezentam chiar aici, ca fiind parte a soluțiilor pe care România le are în vedere pentru a fluidiza traficul de mărfuri din Ucraina către alte zone din Europa și din lume. Sigur, eforturile pe care autoritățile române le-au făcut până acum au reușit să dubleze deja capacitatea de tranzit a mărfurilor prin punctele de trecere a frontierei, dar astfel de măsuri, precum deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, vor putea mări până la urmă ritmul în care România va putea permite tranzitarea acestor mărfuri pe teritoriul său, alături de alte măsuri. Știți că recent și la Galați au fost operaționalizate acele linii de cale ferată. În plus, față de acest lucru, ordonanța de urgență aprobată astăzi în privința rezervelor de stat va crea cadrul normativ pentru ca Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale să poată prelua creanțe bugetare în domenii care să faciliteze, să fluidizeze transportul de resurse strategice și ale rezervelor de stat. În acest fel, statul român, mărindu-și capacitatea de a gestiona provocările cu care, să spunem, infrastructura noastră se confruntă acum în încercarea de a sprijini atât poporul ucrainean, cât și autoritățile de la Kiev în privința procesării mărfurilor pe care le exportă în condiții extrem de dificile. Acestea ar fi principalele elemente ale ședinței de guvern de astăzi. Dacă există întrebări la care doriți să răspund, înțeleg că nu. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc tuturor o zi frumoasă și un weekend plăcut.